foarte mult fum, este foarte mult întuneric, avem foarte mult de mălit baricate, foarte mult fum. Trei bebeluși au murit în incendiul izbucnit în această seară la maternitatea Giuleș din capitală. La ora 18:40, cel mai probabil un scurt circuit la sistemul electric al aparatului de aer condiționat a provocat un incendiu în salonul de reanimare al maternității Giulești. Acolo se aflau 11 nou-născuți. În scurt timp, flăcările au ajuns la o butelie de oxigen și a avut loc o explozie. Se pare că cele trei familii au primit tragica veste de la cadrele medicale, și anume că micuții care se aflau în incubatoare, în secția de reanimare și care au murit, erau copiilor. Dacă în urmă cu câteva zile aveau un motiv de bucurie, acum trebuie să îi îngroape pe micuți. 16 august 2010, ora 18:24, sunt coordonatele exacte ale cele mai mari tragedii petrecute într-un spital din România. Este momentul în care salonul de la terapie intensivă nou-născuți al maternității Giulești a luat foc în urma unui scurt circuit. Trei dintre cei 11 bebeluși internați acolo au murit pe loc, iar alți trei și-au pierdut viața în următoarele zile la Spitalul Grigore Alexandrescu. Organismul lor, oricum insuficient dezvoltat, n-a putut lupta cu traumele provocate de flăcări și fum. Incendiu! Scoateți mașinile! Incendiu! Incendiu în fabrica Pionierul! Unde? Pe ce stradă? Strada Tăbăcarilor 7, incendiu în fabrica Pionierul! Tăbăcarilor 7? Tăbăcarilor 7, da, da! Tăbăcarilor 7, da? La mulți ani! Să trăim! Mulțumim foarte mult că ați venit alături de noi în această seară. A luat foc aici ceva. Asta nu era plan. Două s-au stins normal, celelalte două dinspre partea ușii, cum ar fi, în scenă, au aprins tavan. Simțit o căldură năprasnică, m-am ferit, am pus mâinile. Care au fost ultimele imagini pe care le-ați văzut? Cățărându-mă pe oameni și încercând să ies afară. Au început să țin. În momentul de față putem spune că situația este stabilizată. Au toate medicamentele, au tot ce le trebuie. În toate spitalele de la început a existat tot ceea ce au avut nevoie. Eu vreau să vă asigur că tot ceea ce se poate face și în Germania, facem și noi aici, pentru toți. Iar de aici dumneavoastră trageți concluziile. Da? Un nou scandal uriaș izbucnește după tragedia din Clubul Colectiv, în urma căreia 60 de oameni nevinovați și-au pierdut viața. I-am salvat dintr-o bombă cu foc și au murit într-o bombă cu microbi. E declarația șocantă făcută de un medic al Spitalului de Arș într-un interviu acordat jurnalistului Cătălin Tolontan. Degeaba au făcut doctorii eforturi uriașe atâta timp cât sistemul e putred și omoară pe pacienți. Revine obsesiv întrebarea, oare trăiau mai mulți dacă puteam să-i trimitem mai repede în străinătate? Explozia urmată de un incendiu la secția de anestezie și terapie intensivă a Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț a lăsat pentru a treia oară în istoria recentă a tragediilor din România o întreagă țară mută de durere și de neputință. După maternitatea Giulești și Colectiv, pe 14 noiembrie la Spitalul din Neamț a urmat tragedia de la anestezie și terapie intensivă. 10 pacienți care erau în secție și-au pierdut viața. Bine, avem o informație de ultim moment. Managerul Spitalului Județean Neamț a anunțat pe Facebook că va demisiona. Colegul meu... Înainte de a răspunde întrebărilor dumneavoastră, țin să fac câteva precizări cu privire la tragedia de la Piatra Neamț care a îndurerat România. Există și un vinovat moral. Autoritățile locale PSD-iste, este un adevăr pe care trebuie să-l spunem. Bună seara, domnule președinte, Dan Tăpălagă, G4 Media. Ați declarat în această seară, în legătură cu tragedia de la Piatra Neamț, există și un vinovat moral. Autoritățile locale PSD-iste, e un adevăr care trebuie spus. În legătură cu Sibiul, domnule președinte, campion pe țară la infectări, cine este vinovatul moral de acolo? Cred că acolo lucrurile s-au mișcat prea încet. Dar dacă îmi permiteți, așa cum ați așezat responsabilitatea politică la Neamț, în sarcina autorităților locale PSD-iste, aici nu vorbim de autoritățile locale liberale? Bun. N-am înțeles, dacă îmi permiteți răspunsul. Era vorba de o întrebare. Așteptam un răspuns mai precis, dacă îmi permiteți. Și nu pentru mine, ci pentru cei care ne ascultă.